Bun găsit tuturor, sunt Georgiana Ioniță Toader și astăzi vă dau o nouă întâlnire cu arta. De data aceasta am plăcerea, onoarea și bucuria de a o prezenta și de a-i urea bun venit în platoul spectacol a unei alte Georgiane, Georgiana Saizescu. Mulțumesc, draga mea, de invitație! Bine ai venit la noi! Mă bucur tare mult că ne revedem. Avem un an de când nu ne-am mai văzut. Da. Iată că un an îl sărbătorim și cum îl sărbătorim altfel dacă nu cu un anunț de film. Film. Un vis. Un film proaspăt care iese pe 12 decembrie, apare în toate cinematografele și este o comedie. Este o comedie cu de toate, cum ne place nouă să îi spunem, o comedie complexă care oferă atât de multe emoții, te trece ca printr-un montaj rusă, dacă vrei să spun așa. E foarte intens și atinge foarte multe teme. Nu putem da spoiler, evident, pentru că trebuie ca oamenii să vină în cinematografie și să vadă. Avem câteva fragmente din trailer, colegii mei vor rula de-a lungul discuției noastre, însă aș vrea așa să atingem câteva Sigur. Detalii foarte importante. Sigur. Visul, aș vrea să vorbim despre regie, producție, tot ce înseamnă echipa care s-a ocupat de acest film, de distribuție. Sigur. Și acolo, de plot, de intrigă, pentru că mi s-a părut absolut genială povestea. Ok, să o luăm de la regie. Regia este făcută de Cătălin Saizescu, de soțul meu, cu care fac o super echipă de fiecare dată. Asta voiam să te întreb, cum este să lucrezi cu soțul? Nu, este foarte bine, noi ne completăm foarte bine unul pe celălalt și avem idei foarte bune. Și oricum, eu am participat și la casting. Noi doi am făcut castingul. Mai mult eu, în ideea în care am chemat și actori foarte cunoscuți, dar și oameni mai puțin cunoscuți, extrem de talentați. Și apropo de actori talentați, unul dintre ei este Gabi Gheorghe, care a făcut și scenariul filmului. Gabi este actor la Teatrul Alexandru Davila în Pitești. Și filmul Visul, de fapt, este o felie din viața lui. O etapă din viața Știam lui. Știam că este inspirat din fapte reale, dar nu mă așteptam să fie atât de reale, adică să fie chiar o bucată din... Da, este chiar viața lui Gabi, jucată în film de colegul și prietenul meu Vlad Logigan. Eu sunt Carmen, iubita lui. Rolul tău este unul așa, nu să ne așteptăm să fii zâna cea bună. Nu sunt înțeleg. Zâna cea bună, dar nu sunt nici vrăjitoare. Deși Vlad în toate interviurile susține că eu sunt o scorpie, dar nu sunt o scorpie. Carmen este un personaj puternic, care știe ce vrea de la viață și care are nevoie lângă ea de un bărbat puternic, cum avem toate de altfel, în care vrei să ai bază și sprijin și în filmul nostru Alex, respectiv Vlad Logigan, nu-i poate oferi toate astea iubitei lui Carmen, pentru că deja este o relație din adolescență, o relație care s-a consumat și cumva fiecare ar trebui să meargă pe drumul lui. Cumva au evoluat în direcții separate. Da. Plotul filmului, practic, este o piesă de teatru pus în scenă pe care Vlad Logigan, respectiv Alex, este cumva în fișa postului, i-a fost dat să meargă de către directoarea teatrului în care este angajat, să meargă să pună o piesă la pușcărie, cu o trupă de pușcăriași. Iar acolo aș vrea să începem să enumerăm așa câțiva dintre colegii de platou. Care au făcut, niște roluri senzaționale. Și să luăm așa. Avem pe Mircea Drâmbăreanu, îl avem pe Silviu Mircescu, îl avem pe Nosfe, Dumnezeu să-l odihnească, este Nicodim Mungureanu. Și stai să văd dacă n-am scăpat pe cineva. Serghei Mizil. Doamne, cum să-l uit tocmai pe Serghei. Serghei Mizil. Da, bine, Serghei intră în combinație puțin mai târziu.
Nu dăm spoiler, nu, dar da, vrem să știm spoiler, de ce este îmbrăcat în balerină, era ceva pe, pe afiș. Da, da, da. Deci, ei pun în scenă, sub bagheta lui Alex, visul unei nopți de vară. Și iarăși nu vreau să dau spoiler, dar băieții își fac partiturile și costumele lor și Serghei ajunge să joace o femeie și de asta l-ai văzut. De acolo a plecat toată nebunia. Confuzia cu ținuta de balerină. Cum au care fost prinde foarte bine de altfel. Joacă foarte bine rolul acela. Am văzut câteva fragmente și din trailer. Este senzațional. Te faci așa să aștepți cu sufletul la gură să iasă filmul. Cum a fost pe platoul de filmare? Cum a fost acolo energia? Pe platoul de filmare energia a fost foarte bună. Noi am fost ca o familie acolo. Fiecare punea câte o cărămidă așa în facerea filmului și important este că toată lumea a fost acolo cu sufletul pe tavă, știi? Am avut o scenografă foarte bună, Corina Grămoșteanu, fostă colegă de generație de-a mea și ea a venit în filmul ăsta prin mine, dar a comunicat foarte bine cu Cătălina, asta este foarte important. Îți dai seama, degeaba aș fi adus-o eu dacă ea nu avea chimie cu Cătălin și cu ceea ce vrea el să facă. Și a ieșit foarte bine, zic eu. Cum arată relația pe platoul de filmare al unui film? Un soț și soție, îți este greu să accepti indicațiile, critica, nu, mă gândesc? Nu, absolut deloc. Nu, că sunt obișnuită. Deci este regizor și acasă. Sunt obișnuită. Nu, dar Cătălin explică foarte bine, știi? Se face înțeles de la început ce vrea, ce își dorește să faci. Atunci nu, cu toți actorii, adică nu numai cu mine. Chiar... Nu, și n-au fost momente în care să se enerveze, nu mă refer neapărat în scenele mele cu Vlad, dar în general așa nu, e super calm, îți explică foarte bine ce vrea de la tine și atunci nu sunt incidente. Nu sunt incidente. S-a întâmplat să... Nu. Nu, chiar... Iasă cu scântei, cu scandal, facem o, Nu, facem o echipă minunată. Plus că eu am făcut de toate la filmul ăsta. Când nu am avut zile de filmare, am ajutat și la costume, am ajutat și la machiaj, am avut, la un moment dat este o scenă în care apare trupa de dans a teatrului și trebuiau să fie albi, toți copiii colorați în alb. Și atunci am ajutat, am făcut de toate. Deci te-ai ocupat de la cap până la coadă. Exact. Bun, revenind acum la plotul filmului, Visul. Visul lui Alex, actorul... Visul lui Alex, visul meu, visul... Unei nopți de vară. Visul unei nopți de vară, piesa, dar și visul celor din pușcărie. Toată lumea e cu un vis acolo. Exact, da. Fiecare are visul lui. Și cumva se întâlnesc într-un punct. Dar nu vreau să spuneai că este inspirat din fapte reale. Da. Inspirat. E o diferență, știu că e o diferență între inspirat și după fapte reale. Adică e o diferență, nu se respectă, să spunem, unul la unul realitatea. Este fix o felie din viața lui Gabi Gheorghe. Practic el așa și-a cunoscut soția, mergând și făcând teatru în penitenciar. Din postura de actor, cum vezi tu lucrurile astea? Adică e totuși o realitate care se întâmplă și aici mă refer la visul sau încercarea de a visa unui actor fără succes și cum arată pe de cealaltă parte visul unui actor care, nu știu, merge să deschid ușile. Care reușește să deschid toate ușile, pentru că avem și... Știi cum e, are tata o vorbă, speranța mare, ultima. Și este tare adevărată. Cred că dacă nu am mai visat, cred că n-am mai putea continua. Îți dai seama, am vise de proiecte frumoase și pe parte de muzică și pe parte de teatru. Acum
Unele se împlinesc, altele nu se împlinesc. Cât depinde de artist în sine, că vorbim de muzică și că vorbim de actorie, cât depinde de el acest succes? Cât de mult ne implicăm dacă luăm proiectul respectiv, știi? Dar altfel, de exemplu, dacă merg la un casting și castingul meu a fost bun și totuși nu am fost aleasă, nu înseamnă că tu ca actor nu ești bun, știi? Poate că nu a fost nevoie de tipologia respectivă, știi? Poate tu, de exemplu, dacă ești actriță și mergem amândouă și dăm probă, poate te alege pe tine în ideea în care tu ești mai potrivită în rolul respectiv și interacționezi mai bine, ai chimie cu partenerii tăi din filmul respectiv, partenerii de joc, știi? Asta vreau să întreb, dacă ești o mână a destinului în acest succes? Eu sunt convinsă că este. Uite cum s-a întâmplat la mine. Eu eram la liceul de muzică Dinu Lipati, în Pitești, și am mers datorită mamei mele, care venea cu tot felul de idei când eram micuță. Georgi, hai să participi acolo, hai să participi acolo. Și la un moment dat a venit și a zis: uite, e un concurs al TVR-ului și vrem să încerci să mergi acolo și să faci, să ieși un pic din zona de confort, că de fapt asta e. Și acolo trebuia să prezinți trei probe, aveai muzică, eram pe terenul meu, dansul la fel am făcut când eram mică, era minunat, și teatru. Și practic a fost prima dată când am luat contact cu teatru, când m-am și îndrăgostit de latura asta. Și am zis că după ce am câștigat câteva ediții din concursul ăsta, am zis: eu asta vreau să fac. Și m-am sucit. Și atunci pe-ai mei a luat inima și au zis: nu dai la actorie, dacă nu dai întâi la conservator, să fim siguri că intri și suntem în regulă, adică n-am muncit atâția ani ca să ne sucim peste noapte. Și m-am dus, am intrat la conservator, la pedagogie, și pe urmă am mers la un ATC. Și de ce am făcut tot traseul ăsta? Este că atunci când am fost în concursul ăsta, în juriu, într-una din ediții, a fost chiar socrul meu, Geo Saizescu. Și practic atunci l-am cunoscut, bineînțeles că îl știam din poveștile părinților mei, se vorbea la mine în familie destul de des de filme, de teatru, de muzică, nu mai spun, era non-stop. Și tatăl meu este dirijor al corului DG Chiriac, de asta zic că era non-stop în casă. Când nu repeta el, repetam eu, și când nu repetam noi, punea mama muzică. Când deci practic curat. La tine deci, n-aveai practic, cum să nu, era nu, greu nu, să te duci da, pe altă da, cale. N-aveai nicio șansă. N-aveai nicio scăpare. Nu. Și la concursul ăsta l-am cunoscut pe socrul meu, după care am dat la Hyperion. Era examenul înainte de un ATC. Am intrat la Hyperion și... pe urmă am dat și la un ATC și am intrat la un ATC și am luat și bursă și cumva le-am tras clapa la Hyperion, că n-am anunțat că nu mă mai duc. Știi, am rămas la un ATC, m-am înscris și mi-am văzut de treabă. Ultima ediție din concursul respectiv la care am participat, cine revine în juriu? Geo Saizescu, socrul meu. Îți dai seama, am zis că mor de inimă, clar, zic, mă zboară. M-am gândit că îmi poartă pică sau nu știu ce a fost în capul meu. Cert e că după ce am câștigat și ediția respectivă, a venit la mine și m-a felicitat. A zis: bravo, măi, tată, n-ai vrea să te fac actriță de comedie? Și îți dai seama cum a picat pentru mine. Pe anul întâi de facultate zic: bă, bine că nu vă dați seama, cum să nu vreau să fiu? Da, normal că vreau. Am crezut că a fost o glumă. Și la începutul anului 3, m-a sunat Rodica Nițescu, secretara, regizoarea secundă a lui Geo, și mi-a zis: uite, vrem să te chemăm la casting la Pe Cale Se Întoarce. Și am zis: da, sigur, da, îți dai seama, de-abia așteptam, nu-mi venea să cred. Și telefonul ăsta a venit exact când eu ajunsesem în Pitești și puștoaică fiind și cu toată nebunia din capul adolescentului de atunci. Am zis că eu nu mă duc la casting, deci era vineri și ei mă chemau sâmbătă dimineață. Și am zis că eu nu mă duc sâmbătă, că de-abia am ajuns la Pitești, că
nu mă duc, că dacă eu mă duc în cursul săptămânii. Și a sunat mama și m-a salvat și mulțumesc lui Dumnezeu, a mințit pentru mine, că altfel nu s-ar fi, vezi cum e toată nebunia asta. A sunat-o pe doamna Rodica și i-a spus: doamna Rodica, Georgie este puțin răcită și nu poate, e la Pitești, dacă poate să vină în cursul săptămânii. Și nu știu, s-au aliniat planetele și mi-au spus că mă așteaptă cu mare drag în cursul săptămânii. Vezi mama cum m-a scos. Și am fost, am luat proba și de seama, am avut în anul 3 de facultate 7 zile de filmare. Cum erau 7 zile de filmare pentru un student de anul 3? Că era să le dai cu piciorul. Da, îți dai seama că acum, judecând acum la 40 de ani, Doamne Dumnezeule, ce a fost în capul meu? Da, îți dai seama. Că pe urmă, evident, la Păcalea se întoarce, l-am cunoscut pe Cătălin, care era producătorul filmului. Și pe care nu l-am plăcut din prima, bineînțeles că mi s-a părut îngânfat, dar nu, săracul avea foarte multă treabă și practic când a făcut cunoștință și și-a văzut de treabă, dând indicații, rezolvând probleme pe care le avea de rezolvat acolo, știi? Și cumva eu am luat-o tot cu mintea de atunci. Ca pe o aroganță. Da, îți dai seama. Deci, practic, era să dai cu piciorul și rolul lui și unei prime întâlniri cu viitorul soț. Da, uite, vezi cum sunt adolescenții și ce greșeli putem să facem. Și nu mi-e deloc aiurea să povestesc toate chestiile astea, pentru că îmi dau seama ce puteam să pierd, de fapt, știi? Practic era toată viața mea din punctul ăla. Evident că m-a sunat mama și a întrebat ce ai făcut la casting. Zic, mă, am luat, dar uite, l-am cunoscut pe băiatul Saizescu. Zic, e destul de îngânfat, așa, nu mi-a plăcut. Și pe urmă, când am mers la filmări, am stat de vorbă cu el și mi-am dat seama că este un băiat excepțional și că avem ce discuta și că... ce să mai, ne-am îndrăgostit. Și ce a zis mama ta mai apoi când l-ai adus acasă? Uite, mama. Mama mea l-a plăcut. Mama mea l-a plăcut foarte tare, dar mama mea nu știa ce vârstă are Cătă, pentru că Geo l-a făcut foarte târziu pe Cătălin și îți dai seama, știa pe Geo Saizescu și când a auzit că m-am îndrăgostit de băiatul lui Geo Saizescu, a zis: aoleu, mamă, să nu renunți la facultate sau să nu știu ce se gândea ea, să nu își bată joc de tine, că ești actriță tânără, că nu știu ce, dai seama ce nebunie. Și pe urmă, după ce l-a cunoscut, l-a plăcut tare mult pe Cătă. Toată lumea îl iubește. E interesantă dinamica asta, așa, când faci parte din aceeași lume. Și am mai avut aici în platou actori care au căznicii tot cu actori sau cu regizori sau cu oameni din același domeniu. Care e aici secretul? E cumva, nu știu, reușești să îl înțelegi altfel pe celălalt, să înțelegi munca altfel, să fii tu înțeles cred altfel? Cred că e vorba în primul rând de răbdare și dai seama dacă noi nu ne înțelegem, apropo de gelozii, că joc cu nu știu cine sau că el filmează cu nu știu cine, bă, asta este, cred că e... esențial să ai răbdare și să... Și încredere. Și încredere și să... Cumva să lași, să mai lași de la tine, lasă și el, las și eu și ne întâlnim undeva la mijloc. Și... Uite, dacă un om dintr-un alt domeniu, nu știu, orice domeniu, medic sau da, ceva. Da, păi nu, că am prietene cu care stau de vorbă și zic, mamă, dar cum te-a lăsat să... De exemplu, în iubire, Elena, a trebuit să-l sărut pe Păduraru, Adrian Păduraru. Și... cum te-a lăsat să te săruți cu Adrian Păduraru? Zic, păi stai puțin, ce legătură are? Dar iată, uite, vezi cei din afară... La nu... care chiar el te împinge. Da, la da, de afecțiune. Da. Păi, da. Și asta... Cum? E acolo, îți dai seama, adică nu se întâmplă nimic. Suntem colegi de platou, nu avem nicio legătură. Suntem actori. Asta nu înseamnă nimic. E adevărat că sunt și multe povești de dragoste după ce, nu știu, joci anumite roluri și se îndrăgostesc. Se întâmplă, da. Asta știi cum e, n-ai nicio certitudine. Exact, nu sunt regustesc chiar toți. Nu sunt evident, chiar toți Brad Pitt și Angelina. Da. Ce vreau să zic e că cei din afară nu prea înțeleg neapărat cum funcționează. Nu înțeleg practic faptul că nu ești tu atunci, da, când îți dai seama, practic, că, da, nu e, nu, o nu e altă Georgiana. Realitate. Da. Interpretezi un rol. Exact. Revenind la Carmen din Visul, care spui că nu e nici scorpie, nu e nici eu nu văd scorpie. Zână. Știi cum e prima dată când am citit scenariu? Evident că la prima mână, da, e o scorpie. Aoleu! A venit Cătă și a zis, uite, mie mi-ar plăcea ca tu, care mă ajuți cu castingul și așa, să faci Carmen. Și îți dai seama, am luat-o în plex direct și zic, da?
Da, crezi că s-ar potrivi? Da, vreau să joci asta. Și am citit scenariul, evident, și normal că am fost arici la început și am judecat. Clar, am zis, mamă, da, e o scorpie, trebuie să joc o scorpie. Dar pe urmă, analizând pur și simplu situațiile, trecutul, ce are ea de gând să facă, cum... Da, ea este o femeie care vrea și ea sprijin în bărbatul de lângă ea. Alex care este refugiat în jocuri și în jocuri pe calculator și cumva este blocat în teatrul de provincie și nu vrea să evolueze. Și ea, de fapt, își dorește altceva. Ea vrea să evolueze și, practic, ai nevoie de sprijin. Să iar te asta se aplică în realitate, în viața de zi cu zi, indiferent de domeniu. Da, indiferent de domeniu, da. Da. Indiferent omul de, domeniu. De lângă tine, da, trebuie să-ți fie aproape, să te încurajeze, să-l încurajezi, să plângi, să râzi pe umărul lui. Și să crească cât de cât în ritm cu tine, ca să... Da, da, cumva evoluăm, da, evoluăm împreună. Dacă unul rămâne în facultate, la jocurile, exact, și ea vrea să meargă mai des, dai seama că e clar ruptura acolo. Se produce ruptura. Inițial și eu când am citit sinopsisul filmului, tot cu gândul la o scorpie, m-am pregătisem așa imaginea despre Carmen, pe care o interpretez, dar iată că gândind așa la rece și evident... Probabil în film ne vom da seama de mult mai multe lucruri și de probabil și de lupta aceasta dintre femeie și bărbat. Sau da, dintre... ea este puțin colerică, știi? Se enervează destul de repede. Acum e calmă și imediat schimbă tonul, dar undeva acolo ea are dreptate. Adrian Nartea, ce... Adin Artea. Adin Artea joacă... marele actor din teatru de provincie unde este angajat Alex. Practic, Alex este în a doua distribuție și Adi este vedeta spectacolului. Și este un om foarte fain și s-a lucrat foarte frumos cu el și modest și ne place foarte mult Adi. Aș vrea să te întreb... Nu știu exact cât de complex este rolul lui Nosfe, dar este un proiect, unul dintre ultimele proiecte în care a fost implicat. Da, să știi că și Nosfe a făcut un rol extraordinar, deși la început erau mulți care îl judecau și ziceau că nu o să poată să facă. El vine din mediul ăsta cu muzica, el nu este actor, dar dacă veniți în cinematograf... Da, este artist, da, nu este actor, dar e artist. Și ai acolo, indiferent, sunt atâția colegi artiști, cântăreți, da, care vin și joacă în filme și sunt foarte buni. Adică nu trebuie neapărat să... Scrie acolo pe diplomă că ești actor. Poți să o faci. Și Nosfe este unul dintre ei. Și a fost la fel. Era un băiat extraordinar. Nu întârzia niciodată. Tot timpul era pregătit și știa textul. Nu am avut nicio problemă cu el. Și când o să meargă lumea în cinematograf să vadă filmul, o să aibă o surpriză plăcută. Voi ați filmat în 2021-2022. Da. Era imediat după nebunia cu... După lockdown. Da. Și eram încă cu teste. În fiecare dimineață ne făceam teste și la un moment dat, cu o zi înainte de filmare, eram cu nasul înfundat și zic, să vezi acum ce pățim, unde mutăm, când mutăm, că le aveam pe ceas. Toate zilele puse, știi, și scenele. Și ne-a ajutat Dumnezeu și nu s-a îmbolnăvit nimeni. Era o simplă răceală. Cum ați încasat aflarea veștii despre Nosfe? Că mă gândesc că s-a creat acolo o legătură, ați fost ca o familie pentru o perioadă de timp. Da, a fost șocant. Mie nici acum nu-mi vine să cred. Știi, am momente când, acum ultima dată când am văzut filmul, mă uitam la el și zic... Este imposibil, e ireal. Nu, un om tânăr, puternic, cum? Dar vezi că se întâmplă și astea nu putem controla. De asta trebuie să trăim viața la maxim. Și în fiecare zi să ne... Și să nu ne pară rău de nimic, să ne asumăm tot ce facem și... Și apropo de vis, să-l urmăm. Și apropo de vis, să ne urmăm visul, că asta este foarte important. Să visăm. Lăsând la o parte visul lui Carmen din filmul Visul Carmen, pe care o interpretează Georgiana, care este visul din cel mai mare vis din realitate al tău, Georgiana?
Visul meu din realitate este să ajung, în primul rând, să fim sănătoși, că uite, cu toată nebunia asta din zilele de astăzi e foarte important. Să fim sănătoși, să ne iubim, să ajungem la inima publicului și îmi doresc să joc în musical. Mi-aș dori și niște roluri diferite, care, la fel cum este rolul Carmen, să mă scoată din zona de confort, să joc într-un thriller, să joc într-un film psihologic. Vise de actor. Georgiana, persoană fizică, ce vis are? Lăsând la o parte cariera artistică și tot ce înseamnă scena și visul meu să fim sănătoși, să fim împreună, să ne iubim, să ne creștem copii, să ne bucurăm de ei și să iau cât mai mult pe-ai mei și nu numai, toată familia, să iau cât mai mult aproape. Spuneai despre copilăria ta, că ai fost înconjurată de muzică, de discuții despre artiști, cu și despre artiști. La voi în casă, având în vedere că e aceeași situație, aveți acolo, deja s-a extins așa arborele genealogic și bunicii și părinții și toată lumea e implicată într-un fel sau altul în artă. Copiii, cum... Copiii noștri, Maria și Matei, cum îi plăcea socrului meu să le spună Maria Bucuria și Matei Floare de Tei. Noi am zis să punem un singur nume, să nu mai, cum e la Cătălin, Constantin, Ioan, Cătălin, Georgiana, Mariana, la mine. Și am zis să fie doar Maria. Și atunci a venit socrul meu și a zis Maria Bucuria. Bineînțeles că nu o cheamă Bucuria în... Ne-am liniștit. Ne-am liniștit. Da, asta era porecla. Maria Bucuria și Matei Floare de Tei. Și ei au luat-o tot pe drumul ăsta. Bine, la Matei încă nu e 100% sigur că va vrea să facă, dar este artist. Amândoi sunt artiști. Cumva e greu, știi? Eu n-am încercat să-i... Bine, i-am influențat indirect, dar nu am pus presiune să, nu știu, să le spun hai, mergeți, faceți. Singura chestie pe care am făcut-o, i-am înscris la o școală de actorie, la Victor Iovart, școala Julietei, colegei mele, Julieta Gioroiu, și acolo s-au îndrăgostit iremediabil de teatru. Iar de film s-au îndrăgostit prin filmul Visul, în care amândoi apar. Matei joacă rolul băiatului lui Flaut, Silviu Mircescu, iar mama lui, Gabi Valentir, și ea o actriță excepțională. Ei fac o familie foarte puternică, chiar dacă tatăl este închis. Este o vizită a lor la pușcărie și este extrem de emoționantă. De asta zic, comedia Visul vine cu de toate. Este un vis așa, la modul general, da, un vis pentru toată lumea. Da. Deci, practic, și-au făcut și ei gata debutul în cinematografie. Da, în cinematografie, da, și în teatru. Pe marile ecrane. Da. Și în teatru, prin școala asta, în care fac lucruri extraordinare și au spectacole frumoase, scoase și cumva le dă încredere, știi? S-au schimbat foarte mult, mai ales Maria. Văzând, asta vreau să te întreb, văzând la ei faptul că au contact cu arta, cu jocurile actoricești, care sunt practic și ele o formă terapeutică, de dezvoltare personală, tu te-ai întâlnit mai târziu cu ele. Da. Cum consideri că ajută un copil, un tânăr, întâlnirea cu arta actorului la o vârstă fragedă? Uite, cum îl transformă, indiferent de traiectoria lui mai târziu? În cazul nostru, Maria era extrem de sensibilă. Ea, ok, este o fire sensibilă, dar era în extrema, în extrema negativă a sensibilității. Și mergând în școala Victoria Ovart, școala de actorie, s-a schimbat, a căpătat mai multă încredere în ea. Și cumva altfel poartă discuția cu noi acum, știi? Nu este absolut deloc obraznică, dar are punctul ei de vedere. Până acum nu avea. Ea era cumva așa în cochilia ei și nu, să nu supărăm, să nu facem, să nu... Și acum are punctul de vedere pe care îl expune și este minunat. Și noi ne bucurăm foarte mult și de asta zic, indiferent că alegi să faci meseria asta sau nu, cursurile de actorie chiar ar ajuta în școli. Schimbă foarte mult copiii, foarte mult. Sunt tot soiul de jocuri, de încredere, de reacție, aș recomanda din tot sufletul să
să facă copiii teatru, indiferent de alegerea meseriei? Dacă te întoarce în timp, ai schimbat ceva, ai începe mai devreme actoria, ai merge direct pe... Știi care? Nu, n-aș schimba absolut nimic. Tot asta aș alege fără dar și poate, dar aș fi vrut să fac mai mult dans. Dacă aș avea așa ceva să-i reproșez mamei mele și tatălui, să le reproșez părinților, este că aș fi vrut să fac mai mult dans. Asta nu înseamnă că nu vroiam să fac muzica pe care... am și făcut-o cu vioară, cu violă, cu pian. Le mulțumesc din suflet, deși nu suportam vioara când eram în liceu. O uram din tot sufletul. Și aveam o nebunie iarna. Trebuia să cobor să ajung la școala de muzică. Trebuia să cobor o pantă și mă așezam pe cutia de la vioară și până jos o făceam săniuță. O distrugeam. Deci, profesorul meu stătea jumătate de oră să-mi... să-mi acordeze vioara. Da, nu-mi pare absolut deloc rău că m-au dat la muzică și că atunci când prietenii mei stăteau afară și se jucau, eu stăteam să studiez. Nu-mi pica bine, dar acum le mulțumesc din tot sufletul și dacă aș alege, da, clar, tot asta aș alege. Totul, n-ai schimbat nimic. Da, absolut nimic. Georgiana, mai e foarte puțin până la premiera filmului. Spuneai că îl vom găsi în toate cinematografele, da, din toată, da, da, țara. Da. Deci, nicio din scuz. 12 decembrie în toate cinematografele. Avem timp. Avem timp, da. Avem, da, timp, da, să, da, vedem, avem timp să procurăm biletele, că tot vine așa perioada aia de mini-vacanță, exact, chiar nu avem, da, da, nicio, da, scuză. Și oricum vine și Moș Nicolae și... Nicolae. Putem să facem cadou bilete la film. Eu ce recomand este să intrați pe YouTube și să vedeți trailerul complet, da. Eu l-am văzut și m-am entuziasmat. Nu o să regrete, absolut foarte deloc. Bun. Îți mulțumim tare mult că ai venit astăzi la noi să ne povestești despre film. Vom veni și noi la voi în cinema să vă vedem. O bucurie să vedem pe lista aceasta de filme noi apărute anul acesta și proiectul vostru. Un proiect care promite foarte multe. Și nu știu, dacă nu apucăm în cinema, bănuiesc că la un moment dat o să fie pe rețele de streaming. Da, nu știu, la... da, ideea e să profităm, să susținem filmul românesc, să... Se fac atâtea filme, am fost la foarte multe filme bune românești în ultima perioadă. Chiar am crescut bine de tot și trebuie să încurajăm filmul românesc. Să... În primele două săptămâni este foarte important. Dacă puteți merge la film în primele două săptămâni, ar fi minunat. Putem, trebuie. Uite, chiar înainte să începem interviul, Georgiana îmi povestea că... A fost aproape să nască în sala de cinema, deci... Da. Iată că nu există nicio scuză. Te așteptăm. Mulțumesc. Te așteptăm la cinematograf. Deci cu acestea fiind spuse, iată că chiar nu avem nicio scuză să lipsim. Georgiana, îți mulțumim încă o dată pentru prezență. Felicitări pentru proiect. Abia așteptăm să mulțumesc. Vă vedem. Mulțumesc. Și ție naștere ușoară. Mulțumesc. Iar dumneavoastră vă mulțumim că ne-ați urmărit și ne vedem data viitoare.